relori din repriza a doua cu loviturile lui Bogdan Stoica. Am văzut o lovitură de întoarcere cu piciorul și aici frontala trimisă prea jos de Leon Midema. Un meci dominat tactic de Bogdan Stoica, dar și din punct de vedere al loviturilor trimise de luptător român, numeric, dacă putem spune așa, Bogdan Stoica a avut mult mai multe lovituri clare decât adversarul său. Încă 3 minute, să vedem dacă va reuși Leon Midema să fie mai agresiv. Deocamdată a fost agresiv doar în afara regulamentului. Bună dreapta trimis acolo de Bogdan. Bună lovitura mediană de picior. Reușește să-l țină la distanță cu aceste lovituri, deși Midema vine permanent pe el. Ce dreaptă! Ce dreaptă a trimis acolo Stoica și adversarul său a dus încă o dată această lovitură pe picioare. Conjet de stânga excelent. Timing mult mai bun pentru Bogdan Stoica, care lovește înainte adversarului. Știe foarte bine cu ambele brațe. A aruncat un croșeu de dreapta senzațional, apoi unul de stânga ceva mai devreme. Low kick din partea lui Bogdan. Se închide bine în gardă românul. Da, din nou sub centură. Din nou sub centură. Este a treia oară în acest meci când Midema lovește sub centură. Foarte supărat antrenorul lui Bogdan, Alin Panaite. Are și de ce. Să vedem ce decizie vor lua oficialii acestei gale, pentru că este a treia oară când Midema lovește în acea zonă. Mănâncă, le-a strigat Alin Panaite din colț lui Bogdan Stoica. Oh, încă un croșet de dreapta și o lovitură cu genunchiul. Acolo Bogdan, spectaculos luptătorul român. E într-o formă excelentă Bogdan Stoica. O lovitură care se vede destul de rar, acest high kick din întoarcere. Excelent tehnic Bogdan Stoica. Lovitură de dreapta, a fost și o stângă din partea lui Stoica. Acum ceva momente mai bune pentru Midema. Încădrată din partea lui Bogdan. A încercat din nou o lovitură descendentă de picior. Pică la podea acolo Midema. Mai puțin de jumătate de minut din această ultimă repriză. Bogdan Stoica continuă în același ritm ca în prima rundă. Directă de dreapta pe înaintarea adversarului. Face pasul înapoi Bogdan Stoica, lasă brațele jos, îl așteaptă pe Midema. O lovitură cu genunchiul din săritură, încă una din partea lui Stoica. Meci excelent făcut de Bogdan Stoica împotriva lui Leon Midema. Trei reprize în care i-a oferit o lecție de kickboxing luptătorului surinamez. Cu siguranță el este câștigătorul, iar Leon Midema părea destul de obosit. Un boxer supus la grele încercări, urmărim relori. Un lucru interesant despre acest Midema este că era destul de enervat înaintea partidei. Ne-a spus că de când a aterizat la București până la Piatra Neamț a făcut cu autocarul 8 ore pe drum. Un drum obositor prin drumurile din România. L-am văzut la colțul lui Midema și pe Ismael Lond, un sportiv surinamez care a făcut spectacol la gala de la Constanța din această vară. Decision 3-0. Is the red letter for Dan Stoica, România.
Victorie pentru Bogdan Stoica, care a făcut un meci mare împotriva surinamezului.